De ce mă întreba? Sunt mulțumită de structurarea bugetului, până la urmă. Da, eu sunt mulțumită de structurarea bugetului, pentru că este un buget care permite dezvoltarea și să continuăm pe linia pe care am început-o. Care dintre cele trei societăți care au fost astăzi bugetate pentru 2015, Tursi, Piețe și DPC, vi se pare că are ponderea cea mai mare de dezvoltare? Tursibu, cu siguranță Tursibu. Da. Este o societate care a făcut progrese foarte mari în ultimul timp și acum cu mutarea noii autobaze va deveni și mai performantă, mai modernă, deci Tursibu. Dar și Piețele se străduiesc să vină din urmă. Care e problema la Piețe? Încasările sunt nu pe măsura investițiilor făcute în ultimii ani? Faptul că este o activitate practic sezonieră. Dacă dumneavoastră vă duceți în Piețe, o să vedeți că sunt goale mesele, câteva mese sunt ocupate. Și e foarte greu să, dacă 4-5 luni tu nu ai venituri, să, această societate să funcționeze totuși 12 luni la parametri normali. Deci tu trebuie să recuperezi în celelalte luni ceea ce n-ai realizat în cele 4-5 luni de iarnă. Doamna Bană, da. Știți despre situația de la DPC, ce ne puteți spune referitor la posibile sau anunțate și preconizate disponibilizări? Au fost vreo 2 sau 3 valori de disponibilizări până acum și dacă se pune problema ca societatea să intre în insolvență în acesta? Societatea va intra în reorganizare judiciară și disponibilizările în continuare le va hotărâ managementul cu Consiliul de Administrație împreună cu administratorul judiciar în funcție de situația concretă. DPC a prezentat un buget care structurat la nivel de 120 de oameni și plecând de la ideea că a participat la o serie întreagă de licitații și poate unele din aceste licitații le va câștiga. DPC-ul are deja contracte ferme încheiate pentru aproximativ 10 milioane de lei, exceptând aceste licitații, și dacă câștigă câteva din aceste licitații, are șanse să se redreseze, nu la nivelul la care a lucrat înainte, la nivelul de personal de 300 și ceva de oameni, dar restructurat, reorganizat, modernizat cu deci, ca în economia de piață, știți cum e. 120 de angajați care mai sunt acum la DPC, urmează o restructurare. Nu, eu nu vă spun că urmează o restructurare, dacă ei nu este... Dar m-aș bucura să nu fie nevoie. După cum au construit bugetul, n-ar fi nevoie. Dacă ei ar câștiga acele licitații la care ei și-au propus, la unele deja au depus, adică participă la licitații, au șanse să rămână cu 120 de oameni. Așa este structurat bugetul, pe 120 de oameni. Eu plec de la premisa, când au făcut bugetul, l-au gândit și au analizat. Că avem management, avem Consiliul de Administrație și este un buget construit la nivel de 28 de milioane de lei, construit la 120 de oameni. Și cum va fi practic, va funcționa pe licitații și în paralel se va face un fel de analiză judiciară pe activitatea... Da, adică, deci administratorul judiciar va, în primul rând, va stabili dacă funcționează bine, dacă procedurile care se aplică acolo sunt corecte, dacă... Și s-a delegat un administrator. Nu, instanța îl numește. Ei trebuie să depună documentația la instanță până în 15 februarie s-au angajat în adunarea generală a acționarilor că depun documentația în instanță pentru numirea unui administrator judiciar. Deci, practic, sunt într-un proces de insolvență. Insolvență prin reorganizare judiciară, da? Deci, nu, insolvență deja suntem în altă fază. Deocamdată, reorganizare judiciară. Sunteți mulțumită cum s-a împărțit bugetul pe societăți? Da. Aș fi fost mai mulțumită dacă am fi avut plafon de salarii. Noi putem să avem bani de umplem piața mare cu ei, dar nu putem plăti salarii dacă nu avem plafon. Da? Cum credeți că s-a ajuns ca de pe ce să... Adică a fost mai puternice și mai prospere companii din subordinea consiliului. Mă place subiectul de pe ce, o care mie nu-mi place. Sunt foarte mulți da. Oameni și este o firmă da, da, care așa este. Acum 2 ani nu se estima da. Că va ajunge în situație de lichidare. Da. Cum a ajuns? Faptul că nu a fost pregătit, această societate nu a fost pregătită să facă față economiei de piață. Concurenței, faptului că trebuie să te lupți pentru comenzi.
Ei au fost obișnuiți, normal, că așa este într-un contract de concesiune, nu-i ceva special la ei. Oricine are un contract de concesiune, are niște lucrări asigurate. A fost și un accident de personal acolo? N-aș vrea să mă pronunț. Nu sunt în măsură să mă pronunț asupra acestui fapt. Poate aici ar fi bine să discutați cu managementul, cu Consiliul de Administrație, care cu siguranță știe mai multe. Nu se impun niște schimbări și la nivelul conducerii? În actuala situație, nu, pentru că vine un administrator judiciar care stă alături de cei care conduc. Care gestionează de zeci de ani activitatea acestei societăți. Da. Vă luau prin surprindere situația de acum, nu putea fi prevenit an la rând? An la rând, dacă putea fi prevenită? Dar să nu se ajungă în situația care să dai cu greu jumătate, mai mult de jumătate din oameni acolo. La, nu știu, să ne reproșăm noi primăria. Nu știu ce ne-am putea reproșa. Noi le-am asigurat lucrări. Ei au avut... Da, nu le-ați impus că la un moment dat vor trebui să intre și ei. Ei nici n-au fost în pierdere. Deci, afară de o singură licitație unde au avut o pierdere în 2010, DPC-ul nu a lucrat în pierdere. DPC-ul și-a dimensionat personalul la nivelul lucrările care l-au avut în aceea. Faptul că noi n-am mai putut să prelungim acest contract de concesiune este o problemă de legislație. Da? Dacă acest contract de concesiune ar mai fi putut să fie prelungit, cu siguranță DPC-ul n-ar fi avut aceste probleme. Dar legislația nu ne mai permite. Mulțumim!